Ce faci cu câinele când este cald? A venit vara, bine îmi pare, cu toți am așteptat această vară frumoasă, să ieșim, să mergem prin toate direcțiile, dar de multe ori umblu pe stradă, mă întâlnesc cu oameni și eu ai ce caldă, eu ai foarte cald. Ok, dar vara vine cu căldură. Oamenii se simt uneori și noi ne simțim foarte frustrați din cauza acestei călduri. Ce se întâmplă cu animăluțele noastre, cu câinii, din, din această perspectivă. Este foarte simplu. Prima dată trebuie să înțelegem cum funcționează organismul unui câine în legătură cu căldura. Noi oamenii, comparativ cu ei, avem niște glande sudoripare. Transpirăm, ne reglăm, autoreglăm temperatura corporală prin transpirație. Câinii pot să facă acest lucru? Nu. Pentru că ei nu au glande sudoripare. Singurul mod prin care ei pot să își regleze temperatura corporală este cu ajutorul limbii. Au niște glande sudoripare, e adevărat, între pernițe, dar nu îi ajută foarte, foarte mult. Asta o vedeți de obicei în momentul în care un, un cățel pășește pe un loc uscat da? și a transpirat trebuie să se răbăd urmele lăbuțelor, da? urmele pernițelor. Ei cel mai mult își reglează temperatura corporală cu ajutorul limbii. Hiperventilează cu limba. Și atunci, automat, limba fiind foarte irigată cu sânge, acel sânge se răcește și se distribuie prin toată suprafața corporală. Bun. Ce alte metode mai folosește câinele? De multe ori vedem un câine care stă întins pe burtă, pe jos, da, și uh, hai să zicem că hiperventilația aia începe să se diminueze. Aia înseamnă că mai există încă un mod de a regla temperatura corporală, punându-se cu burta pe o suprafață rece. Burta este lipsită în cea mai mare parte de păr da? și atunci este contactul direct între suprafața rece și abdomenul cățelului. Și atunci automat de acolo iarăși se, preia, se face un schimb de temperaturi și iarăși se reglează temperatura corporală. Bun, și acum ce facem cu aceste noțiuni, cu aceste informații. Vă dau niște pași prin care putem să ajutăm căței să treacă mai ușor peste căldură. 1. Umbra. Câinii în momentul în care este foarte, foarte cald caută umbră. Oferiți-le, dacă stați la curte, un loc, safe place-ul, țarcul unde să stea, să aibă tot timpul parte de Umbră. În plus o suprafață pe care o puteți aerisi, o puteți răci ușor. O suprafață care să nu fie neapărat neagră ca să atragă căldura. O suprafață în același timp să nu fie nici foarte foarte tare ca să dezvolte plăși de cubitale și așa mai departe. Dar în același timp să poată fi udată cu un pic de apă rece și să își păstreze acea temperatură. Să zic mai ridicată decât ce este mediu. Câinele să se poată pune cu lejeritate în zona respectivă, să își poată regla temperatura cu ajutorul abdomenului. Pentru cei care stau la apartament, da? oferiți-le un safe place într-o zonă din casă. Care este mai răcoroasă, unde nu bate atâta soarele, unde nu este tot timpul soare activ, o zonă în care efectiv este un pic mai ferită de, de căldură. În același timp, covoarele pe jos, foarte bună idee, e un lucru bun să-l avem în casă, dar să aveți și zone în care să nu aveți, să nu aveți covor. Și o zonă, de exemplu, cu gresie, câinele va prefera tot timpul o zonă în care să fie gresie, o zonă în care să fie ceva un pic mai răcoros. Dați-le voie să facă, să facă acest lucru. A doua metodă ar fi toaletajul. Toaletajul, de multe ori la un salon de toaletaj vin, vin oameni și spun, ok, vreau să fie tu un scurt, 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 pentru că e foarte cald și îi va fi bine. Uneori da, uneori nu. Ce este foarte important este descălcitul părului. Pentru că, ce este cel mai bun termoizolant? Aerul. Între piele și vârful firului de păr există o zonă de aer. Acela ajută foarte mult la termoizolare. Și atunci, noi dacă îndepărtăm acest păr care ține aerul, da, la câine o să fie și mai cald. În plus, ar putea să se, să zicem așa, suprabronzeze sau să chiar să se ardă când mergem cu el la o plimbare simplu. De multe ori vedeam bișoni sau câini cu, cu piele albă, efectiv erau roșii pe spate mare grijă, uneori este doar nevoie să fie descălcit. Băgați un pic peria, descălciți părul, firele de păr să fie separate, astfel încât să circule aerul prin ele. Este foarte, foarte bun termoizolant, nu vă fie frică dacă toaletorul vă spune lăsăm un pic părul undeva cam la 5 cm sau la 3 cm, lăsați-l un pic să aibă o marjă de aer și ocupați-vă mai mult de faza de periere. Câinii au nevoie, iarăși dacă e tundem foarte scurt, ei nu au glande sudoripare, dar au foarte, foarte multe glande sebacee, care secretă un ulei pe piele. Noi îi spunem strat hidrolipidic. Acel strat hidrolipidic, de exemplu, al treilea pas, spray cu apă, da? Dacă îl sprem un pic cu apă, da? acest strat hidrolipidic menține apa da? și salvăm foarte mult din uh, sănătatea uh, pielii. Adică sănătatea pielii va fi mult dacă este hidratată. Uh, acea apă îi dă și senzația aia de răcorire da? și și apa până la urmă este un uh, strat izolant. Avem apă, avem păr. Câinele are toate mecanismele ca să se protejeze de acest lucru. Noi trebuie doar să le cunoaștem și să știm cum să le folosim pe mai departe. o cu apă, prea din când în când și totul este în regulă. Apa să fie tot timpul la dispoziție. Pentru că el cum se hiperventilează, da? aduce foarte mult sânge la nivelul limbii. Deshidratarea în timpul căldurii, vedem și noi oamenii, este mult mai accentuată. Și atunci e nevoie din când în când să-i să dați uh, apă, să bea apă. Dar cum faceți lucrul ăsta? Nu o faceți brusc și dintr-o dată. Pentru că puteți să produceți șocuri la nivelul gâtului. Și atunci este foarte important apa să nu fie foarte rece. Gândiți-vă, un câine are temperatura corporală între 38 și 39 de grade. Da? Un pic mai mult decât noi. Între 39 și 39 cu 5 este, să zic așa o temperatură, nu chiar febră, se numește hipertermie. De la 39 cu 5, deja acolo avem parte de sindrom febril, aici discutăm un pic altceva. Dar de obicei, un câine care stă foarte mult în căldură are undeva un 38 cu 9, până la 39 cu 2, 39 cu 3. Din acest motiv și când merg căței la cabinetul veterinar, prima dată trebuie să stea un pic și după aceea să le luăm temperatura ca să vedem temperatura reală. Bun, e în momentul în care voi veniți de afară, da? din, din zona aia de cald și câinele merge direct la apă, se produce un șoc termic care afectează amigdalele la nivelul gâtului. Și atunci sfatul meu este de fiecare dată când veniți de afară, lăsați câinele să se liniștească, să scadă hiperventilarea aceea și după aceea îi dați drumul să bea apă. Mare grijă, noi nu avem probleme cu, cu amigdalele. Doi, mai putem avea din starea de hiperventilare probleme cu stomacul. Da? El este foarte, foarte agitat și în momentul în care merge la apă îi cade foarte tare la nivelul stomacului. Făcând chestia asta foarte des și foarte lung timp, în timp, putem să dezvoltăm să dezvolte câinele gastrite. Un alt, să zic așa, semn de exclamare, de atenție, să aveți grijă la mașini. Nu lăsați câinele în mașină vara. Doar cât conduceți cu clima pornită, cu un geam deschis, să aibă parte tot timpul de aer, să aibă parte de aerisire, el nu transpiră cum transpirăm noi, el tot timpul trebuie să, să ventileze, vă dați seama dacă lăsați în mașină, chiar dacă lăsați, unii spun, a, i-am lăsat geamul deschis. Au trecut 5 minute, au venit cu el la, la cabinetul veterinar cu un stop cardiac sau un stop respirator, probleme de genul ăsta. Sau unii chiar, dacă îi lăsăm, de exemplu, în afara magazinului, legați de un stâlp, da? pot să facă chiar insolație. Dacă stau foarte mult în locul, îi bate soarele în cap. Și câinii fac insolație. Și atunci, sfatul meu este: nu lăsați câinii în mașină. Și sfatul tuturor medicilor veterinari, aveți mare grijă. Vă dați seama, acolo, în mașina aia, temperatura o să crească brusc și dintr-o dată. El se hiperventilează, el are nevoie de aer rece în momentul în care se hiperventilează, mai rece decât este în corpul lui, dar în mașină fiind cald. El trage tot căldura și atunci efectiv temperatura tot crește, 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 crește și atunci el nu mai poate controla acest reglaj de la nivelul creierului a temperaturii. Mare grijă! Sper că aceste informații să vă fie de folos în legătură cu căldura. Până data viitoare, a fost Grig. Vă salut!